Plata subvențiilor pentru fermierii români va începe anul acesta după data de 8 aprilie, a declarat ministrul agriculturii Achim Irimescu. Modulul de la APIA a funcționat niște ani foarte bine și noi reușeam să plătim sumele până în martie, dar de data aceasta, pentru că nu s-a pregătit la timp tot procesul, vor începe plățile după 8 aprilie. Anul trecut, în loc să depunem cererile de la 1 martie, le-am depus de la jumătatea lui aprilie. Eu de când am venit am scurtat cât am putut. S-a lucrat zi și noapte. Perioada pe care inițial dezvoltatorul mi-a dat-o a fost 27 aprilie, dar am găsit o soluție să o mai scurtez cu 20 de zile, a explicat Irimescu. Acesta a precizat că situația era alta în cazul în care fermierii ar fi fost informați din timp că nu vor primi avansul pe suprafață de la 15 octombrie, dar vor primi de la 1 decembrie plățile integrale. Șeful MADR a dat exemplul Germaniei, care a decis să nu plătească avans și să nu muncească dublu precum românii. Quantumul pentru plata SAPS, campania 2015, este de 77,42 de euro pe hectar, iar plata în avans poate fi acordată în procente până la 70% din valoarea totală a plăților directe. România a acordat un avans de aproximativ 53 de euro pe hectar.